Bună ziua, la votare vă duceți? Da? Ca la sărbătoare. La votare, cu tot flori. La votare ca la sărbătoare, da? Da, da, da. Da, da. Totdeauna vin la noi mulți, pentru că suntem mintioși. Cu ce speranță ați venit la votare? Să alegem și eu un om care se poate conduce și bine. Să conduc țara. La prima mată. Ce sperați să rezolve? Ce sperați să schimbe în țara asta? Și mai bine să prânească bătrânii, pensii bune, să aibă oameni unde lucra, să-ți duc copiii după graniță. Cum o furat așa sfuri? Nu sfuri, nu, la furat nu. Da, în cine aveți totuși încredere mai mult? Într-o femeie sau într-un bărbat? Cine eu v-am spus, om și la putere să aibă, să-l conducă, să-i dăim tot jos. Nu contează, femeie sau bărbat? Femeile au capacitate ca la același nivel ca și bărbații și de ce nu? N-ar putea o femeie să... Și cel puțin doamna care îți votează azi nu e șantajabilă, așa cred. Odată ce nu e șantajabilă, ar putea lupta cu regimul care e la ziua de azi. Îl avem în țară, adică. Care are bărbatul putere, n-are femeia. N-are. N-are să încredere în femeie? Nu. Eu mai tare am în oameni încredere decât în femeie. Femeile sunt mai slabe. Păi ce ești femeie, dar păi ești bărbatul? Care sunt mai tare? Ca când oamenii mai răzbunoi, mai bărbatezi. Băcum. Dar femeile n-au așa putere. Să ești femeie care poate să... Să aibă, dar conduce așa o putere. Sunt femeie fiernice. Bărbatul e bărbat. Bărbatul e cel cu casă. Cum se spune vorba, se bătrânească. Bine? Corect eu vorbesc? Sunt femei care pot conduce. Da. Dumneavoastră aveți încredere în femeile. Femeie de mâncare, de mătrași. Și de condus. Ana. Și de condus. Nu corect. Nu vorbesc. Și condus. Avem cu mamica să votez. Ai venit să votez? Dar ce înseamnă votare? Mulțumesc că am votat. Ne-a ajutat Dumnezeu și înțelege în unde și în tot.